De miercuri, tronsonul 3 al șoselei de centură va fi iluminat. Anunțul a fost făcut de prefectul județului Florin Sinescu, care a declarat că au fost realizate marcajele rutiere și au fost montați stâlpii de iluminat. Marcajul orizontal, care era cea mai mare problemă pentru noi tehnic, aveam nevoie de două zile în care temperaturile să fie de 4-5 grade și fără precipitații, lucru care s-a întâmplat, a fost finalizat. Stâlpii pentru iluminat au fost montați, astfel încât că lămpile vor fi montate marți, iar de miercuri, practic, șoseaua de centură va fi iluminată, deci va fi asigurat iluminatul pentru că sunt lămpi solare. Urmând ca celelalte operațiuni să se finalizeze cel mai probabil la începutul lunii ianuarie, deci nu există șansa ca în acest sfârșit de an să circulăm pe șoseaua de centură. Important este că am prins aceste zile în care să realizăm marcajul orizontal și totodată s-au montat și stâlpii. Mai sunt câteva elemente de lisă pentru zona de parapet metalic de montat, zona de indicatoare rutiere verticale și practic ne apropiem încet de finalizarea lucrărilor. Practic în acest moment nu mai ținem de vreme, ținem doar de faptul că aceste lucrări se impun undeva cam două săptămâni, lucru care se va relua undeva după data de 5 ianuarie.